Hei, toată lumea, eu sunt Tudor, astăzi cu Dari aici, care nu știu ce face. Și azi ne vom juca Minecraft, o serie Bunny's World. Așa se numește și mapa. Nu cred că puteți să vedeți. Și astăzi o să ne facem o baie. Dar nu mai râde așa. Da, revenim, o să ne facem o barcă pentru că suntem pe un village, și o nouă textură, suntem pe un village pe apă, aparent. Și o să vă vedem după ce facem o barcă și plecăm în larg. Da. Ne vedem. Și pentru că până face Daria, și cred că l-am făcut deja, eu vreau să culeg puțin astea, dar știu, arată foarte mișto. Și stai, așteaptă. Le vom da pentru... O să căutăm niște vaci. Dar nu știu dacă o să avem vaci. Și nu vrem să ne pierdem de satul ăsta. Deci... Hai. Așa, hai. Eu conduc! Așa. Uite-o! Uite-o, o insulă! Asta era... De ce? Era insula pe care eram. Dar să zicem că nu era. Și am găsit pe altă insulă. Uite ce trecuce! Ne vom duce și o să punem pauză să vedem ce găsim pe aici. Deci, aparent am găsit o grămadă de copaci. Nu chiar o grămadă, dar niște copaci. Și un fel de chestie. Ce? Nu e insule, vede Daria în depărtare. Stai. E ceva cu gheață. Ok, o să ne ducem și pe acolo. Am dat render distance-ul mare, dar stați puțin să-l dau mai mare. Render distance... Mă duc cu X-ul, fără, cu X-ul, cu bine. Nu asta. Unde era? Păi, unde mi era? Nu brightness-ul. Las că ne ducem pe acolo, eu mă duc. Render distance-ul 12 chancuri. Nu știu dacă o să-mi facă lag. Îmi face lag. Nu trebuia 12 chancuri, mai mici. Eu am 8 chancuri. 8? Ok, o să iau și 8 chancuri. Nu, n-am uitat că filmăm. Știu că asta trebuia să le facem de mai mult timp, dar... Cui îi pasă? Mie! Aha, acum văd și ăla. O să am puțin lag. Nu e nimic. Tudor, câtă piatră trebuie să iau? Nu știu, ia și tu niște piatră. Am dat 18. Ok. Dar ce copaci interesanți e de la Resource Pack. Stai, nu e Resource Pack, e Texture Pack. Stai, nu e Texture Pack, e textură. Că texture pack-ul sunt mai multe. Mă încurc aici. Și da, logica din Minecraft, copacii. Stai. Da, o să știți bun asta. Stai. Minecraft-ul e făcut de suedezi. Deci asta înseamnă că e un copac de la Ikea. Da, logică. Logică. Copacul stă. Ai început să spargi copacul ăsta, spargi în continuare. Dar l-am spart pe tot. Pe ăsta. Da, pe ăsta l-am... nu. Dar îl sparg imediat. Să spargem pe toți, îi omorâm. Tu doar te speri la copul crafting-ul aici? Nu. S-a blocat. Da. Gata, am recuperat. Uite așa o să-l las. Ce mișto arată furnace-ul. Da. Bine. Mă duc să-l tai sau să-l las așa, ca să arate bine. Niște copaci zburători. Am 4 siduri, era să zic am 14 siduri. Hai să spargem și frunzele. Să vedem, poate ne cade ceva. Ce? Asta. Nu-mi pasă. Nu, dar ia, ai cumva să faci ceva din stone. Aici ne facem casa. Da, că dacă tot e interesant, am vreo 10, 11, 12,
Am vreo 13 bucăți de lemn alb și 11 de lemn normal. Ah, uite, sampling. Plantează-l. Plantează-l. Hai să ne facem din ăștia albi, ca să ne facem o casă din ăștia albi. Da, da, nu e mai bine să-i, gen, să-i cioplim? Ba da, îi cioplim, de vreau să fac mai mulți, dar te rog să-mi plice un sapling, tu dai la celălalt alb, dai la celălalt alb. Și fă-mi un topor, te rog, din stone. Mi-a picat un sapling. Sapling? Yes! Scârț. Mi-a picat și mie 3 sapling-uri. Tu doar vezi că eu fac casa pe nisip. Dar ea mi-au picat 3. Aoleu, vine noaptea și noi n-avem oi. Dar ai dat pe peaceful. Și o să-l pun pe ăsta aici. Dar trebuie să-l cioplim și pe ăsta. Au! Alge. Alge. Dar ce acolo? Mă duc acolo, da? Unde? La lumina aia de sub apă. Ce faci? Pentru că e lumina de sub apă de la soare. Tu nu vezi că apune soarele? E lumina de sub apă pentru că apune soare. Ți-am zis eu. Ce? Ce sunt ăștia? Habar nu. Mâne. Bravo. Ți-am zis eu că e lumina și lumina de la soare. Acum am cam lag, da, e. Hai să-mi dau pe 8 ceancuri. Și revenim ziua. A venit și ziua și da, stai să mă schimb pe 8 ceancuri, că am uitat tot timpul ăsta. O minute când am jucat pe noapte. Deci, hai să vedem ceancurile, așa. Nu. Ceancuri. E, se vede. Ce dam trebuie, că ăsta-i... Uite doar când mai are ăsta. Nu, bichex! Topor! Du-te să vezi cât mai are ăla. Du-te să vezi cât mai are ăla. Mă uit la tine. Mulțumesc. De cât facem video ăsta? Că deja suntem de 7 minute. De... Că la tine stăm de 8 minute seara. Nu, dar suntem de 7 minute filmăm. Cât facem? De 10 minute? Că după e mult de pus. Ai, de ce am venit aici? Ai grijă să nu scadă nisipul în cap. N-are cum. Nu, n-are cum. N-are cum pentru că eu minez aici. Ce ai găsit eu? De ce mi-ai mai dat unde ăsta? Că nu mai am ce să mai iau lemn. Tu doar! De ce-i cobblestone aici? Nefăcut. Aparent, nu știu. Hai să vedem. Eu mă duc puțin până la aia de ai să văd ce e cu ea. Asta e granite. Ai, granat, da. Granit. Stai puțin, unde-i barca? Trebuia să luăm și chestul ăla cu noi. Mă duc să-l iau. Aici ce mă mișcă în lag? Puțin, uite, dar ia. Găină! Pa! Am dat pe pisul pentru că... Sau... Pentru că nu vreau să fie mobi. Că nu e așa de interesant cu mobi. Vezi că mă duc un pic până... Sau o să dau de pe pisul. O să dau pe easy. Gata. Dovadă. Ce dovadă? Că am dat pe peaceful. Tot e de aici. Așa. Ce pește și eu m-am ce aduncă? Era să sar direct peste recolta lor. Sunteți norocoși. Stai că trebuie să dau pe 7 ceancuri. E foame. Păi da, pentru că am dat pe easy. Da, am dat pe 7 ceancuri, așteaptă. Iron? Ce? Iron? Ce? Ești la suprafață, că o să mori. Dar i-a găsit iron aproape. Ce-i cu casa asta? Care? Eu acum o observ.
Deci dacă nu observam, vreau să-mi ziceți în... Cine se uită dacă îmi zice în comentarii că... Ce era cu... Da, super. Eu acum trebuie să trec prin apă. Uite un elfie. Doi sunt. Trei, nu văd. E doi. E trei. Așa. Venit. Unde era? Stai că încerc să-mi dau seama. Vaca. Mumu. Mai degrabă mormor. A murit vaca. Nu avem ce să facem cu pana. Guiți, guiți, vino încoace. Nu-ți voi face nimic rău, vreau doar să dau. Asta e, tu nu mănânci. Uit. Da, de ce nu mănânci? Deci, da, mi-a murit telefonul. Ăsta va fi finalul acestui episod și ne revedem data viitoare, care episodul va fi mâine sau poi mâine, pentru că mâine nu prea pot, că mă duc spre în Turcia. Da, ne ducem în Turcia cu Daria, că ea e verișoara mea. Și ne vom duce în Turcia și acolo s-ar putea să postez niște episoade, să le filmez, dar nu știu. Deci ăsta a fost episodul 1 din Bunny's World, așa că like, subscribe dacă vreți și like dacă vă place. Și eu am fost Bunny, Tudor/Bunny și ne revedem data viitoare. Pa, pa!